Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. În clipul de astăzi o să vedeți cum i-am organizat eu frigiderul, congelatorul, sertarele din bucătărie și balconul. De ce? Fiindcă mi-am cumpărat destul de multe alimente în ultima perioadă, totuși nu am exagerat, așa cum vă îndemn și pe voi să nu faceți. Haideți să nu exagerăm, dar să păstrăm totul la un nivel normal și organizat. De asta clipul de astăzi este și despre organizare. O să vedeți alimentele pe care le-am cumpărat și în ce mod le-am aranjat sau le-am organizat în locurile pe care vi le-am menționat mai devreme. Dacă vă place acest clip și sper să vă placă, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-i dați un like acestui videoclip și să-mi lăsați în rubrica de comentarii ce sfaturi sau idei, sugestii aveți pentru mine. E bine, tot ce am făcut, am făcut cu ajutorul unor cutii luate de la Pepco la un preț foarte mic, 2 lei, 3 lei, ceva de genul. Iar cu ajutorul acestor cutii, eu consider că păstrez sertarele sau dulapurile mult mai organizate. Mi se pare că arată mai bine, arată mai curat în acest mod. Sper să fiți și voi de aceeași părere și dacă vreți să mai fac lucruri de genul acesta, mă gândeam că poate aș putea să mai filmez un clip cu șifonierul lui David sau șifonierul nostru, al meu și al lui Adi, cum am împăturit hainele, cum le-am aranjat sau cum arată baia noastră, da? Cum am aranjat la fel produsele de curățenie, cosmeticele și așa mai departe. Idei sunt destule. Vă invit să-mi lăsați de asemenea cerințele voastre, să zic așa, și cu siguranță eu ascult de ele. O să vedeți în acest clip cum am aranjat alimentele în balcon, în congelator, în frigider, în niște sertare, dulapuri din bucătărie sau de pe hol. Sunt diverse alimente, adică sunt combinate. Nu m-am referit doar la o singură categorie. O să vedeți voi, sper să vă placă, nu vă mai țin de vorbă, fiindcă aveți de vizionat cam 20 de minute. Sper să rămâneți cu mine până la final. Toate cele bune, multă sănătate vă doresc, aveți grijă în această perioadă și vă pup! Cam așa arată congelatorul în acest moment. Haideți să vă explic exact cum le-am și aranjat. Avem aici în partea din stânga carne. Am un pachet de pastramă destul de mare, iar în spate am caserole de carne. Piept de pui, ceafă, diverse, pare rău pentru lumină, diverse caserole, sunt vreo 5-6, am și o caserolă de pește. Deci aici am pus carnea. Aici în mijloc am legumele, am și o pungă de fructe. Haideți să vă arăt așa în mare și în spate. Deci sunt diverse pungi de legume și de combinații. Și cu orez și legume. Astea mă ajută foarte mult. Scot un pachet de carne, pun imediat și ceva legumă într-o tigaie și asta este prânzul sau cina, de exemplu. Aici mai am două plăcinte, una cu dovleac, una cu mere, deja făcute, doar de introdus la cuptor. Pentru David am făcut asta toamnă niște suc de roșii pe care l-am congelat în pungi din acestea pentru cuburile de gheață, iar când îi fac, de exemplu, paste sau o ciorbică, îi pun așa, niște cuburi de gheață, de suc, de roșii. Roșiile au fost de la socrul meu din curte, bio, să le zicem așa. Mai am aici și o bucată de pește. Aici mai am câteva chifle, fiindcă n-am găsit pâine normală, am mai luat câteva chifle și le-am congelat. Iar când le scot, sunt foarte proaspete, dacă vreau le bag puțin la cuptor și sunt perfecte. În partea de jos am aici în stânga diverse legume puse, la fel pentru David, morcov, sfeclă. Pentru a nu le arunca, le tai, le spăl, bineînțeles, și le pun așa în punguțe din astea cu ziploc, iar pe urmă mi este mai ușor să le pun la mâncare.
prefer legumele proaspete, însă uneori procedez și așa. În spate, aici în fața am pâine, pâine luată de la Lidl pe care am congelat-o. De obicei puneam în pungă, în punguțe mai mici felii, le porționam, însă acum m-am gândit că o să încapă mult mai ușor așa. În spate acolo mai am la fel cărnuri primite de la țară, și anume o găină, un fazan, ceva de genul. Da, și cam atât, deci sunt diferite cărnuri, niște cârnați mai am în spate acolo. Și aici pâinea pe care ați văzut-o într-un clip recent, pe care am congelat-o, fiindcă nu am găsit. Asta este pâinea pe care o folosim noi, așa că am luat mai multă să ne ajungă. De obicei nu procedăm așa, luăm maxim o pâine. În partea aceasta sunt niște borcanele pentru David cu diferite mâncăruri pe care le pregătesc eu, sau, de exemplu, aici am niște cărniță de pui de țară, tocmai porționată și fiartă pentru el, pur și simplu să-i adaug în mâncare, diferite sosuri, ce mai rămân aici, de exemplu, este o porție de supă cremă de cartof dulce, o dezgheț și îi dau, de exemplu, la prânz. Și cam asta este congelatorul meu, așa arată în acest moment. Dacă vorbim de frigider, haideți să vă arăt cum arată și partea aceasta de sus a frigiderului, mai exact sertarul care se trage și se închide. Știu, este zona pentru carne și pește, însă așa m-am obișnuit și aici îmi țin eu lucrurile, mai mult pentru mic dejun, să le zic așa. De ce? Am, de exemplu, aici un humus cu ardei copți, icre, în spate am cremă de brânză. Haideți să vedem dacă pot să apropii. Mai am bacon, kaiser, salam, un parizer, un cașcaval, niște felii din acestea de cașcaval, toast light, cașcaval din acesta topit, brânză triunghiuri, brânză topită triunghiuri, o brânzică proaspătă de vaci, un mascarpone, o cremă de brânză desfăcută, niște cârnați și aici în spate am ceva pește pentru soțul meu. Acolo este un pește, nu știu, ceva rulouri de pește, herring marinat, da. Și așa arată partea de sus a frigiderului. Pe ușă am un sertar pentru lactatele lui David, și anume iaurturi, și mai am aici și o smântână deja desfăcută. Am diverse iaurturi pentru el, am luat acum mai multe, de obicei nu cumpăram atât de multe, dar așa cum v-am zis, evităm să mergem prin magazine în perioada aceasta. Am și de la Napolact, și de la Covalact, și din ăsta de la Milbona, iar smântâna este de la Hanul Boieresc. Tot legat de organizarea frigiderului, să zic așa, mi-am cumpărat un coșuleț, să-i spun. Cred că din Carrefour, acum destul de mult timp, a fost undeva în jur de 5 lei. Nu știu exact pentru ce se folosește, însă eu l-am prepus în frigider și mi-am pus așa păhăruțele de smântână, iaurt și diferite borcane de măsline, ce mai am eu pe aici, tahini, o doză de Pepsi, gemuri, iaurt. Vedeți, stau mult mai ușor așa, așa este coșulețul, și le scot și le bag la fel mult, mult mai ușor. La fel am procedat și cu sosurile, vă arăt imediat. Și cel de-al doilea coșuleț pe care îl am, îl folosesc la sosuri. Aici am un sos samurai, ăsta este picant, chiar vi-l recomand dacă mâncați picant. Pun sos de burger, laptele meu de cafea pe care îl folosesc în fiecare dimineață, ketchup dulce, ketchup picant, un sos de usturoi, de care nu sunt foarte îngântată. Și aici mai am niște borcane de murături, castraveciori, gogoșari, și aici cred că tot gogoșari. Da. Dar arată mult mai bine, la fel cum v-am zis, așa, la fel arată și cel de-al doilea, două am cumpărat atunci. Și vedeți, stau mult mai bine și mai ordonat în frigider.
În partea de jos a frigiderului țin fructele și legumele ce sunt în caserolă până le voi folosi. Am aici niște roșii, ciuperci, căpșuni, în spate am pere, kiwi și un pomelo mare. Iar în cutiile de jos, o să vi le arăt imediat, sunt legumele și fructele desfăcute, ce nu sunt așa în caserole. Așa arată cutia din josul frigiderului și haide să vă arăt ce am și aici. De obicei le cumpăr în pungă, deci din supermarket le cumpărăm în pungă, însă mi se pare că transpiră în frigider și se strică mult mai repede. Odată ce ajung acasă, fără să le spăl, le pun în frigider în cutia aceasta, da? Deci o cutie din asta, dedesubt pun un pliant din acesta de cumpărături. Ăsta este de la Penny, că tot îmi fac cumpărăturile uneori la Penny. Probabil nu sunt singura care procedează în acest mod. Mi se pare că se păstrează mai curat în acest fel. Așa, am aici, de exemplu, niște kiwi. Ați văzut mai devreme că aveam niște kiwi și în caserolă. Pe acelea le las așa și le mâncăm prima dată pe acestea. Niște mere, un ardei gras, o legătură de ridichi, le-am alăturat așa codițele, dar le-am lăsat o parte, la fel mi se pare că se păstrează mai bine. Mai am aici doi castraveți, o pară, la fel ați văzut că mai am o caserolă plină, niște păstârnac, o ridiche albă, o lămâie și doi cartofi dulci. Așa mi le pun eu. Și îmi este mai ușor să văd exact ce mai am și ce voi pregăti de mâncare din ele. Voiam să vă arăt cum îi așez și lui David dulăpiorul, să zic așa, dar fiindcă este lumina destul de proastă acolo, am preferat să le scot pe blatul din bucătărie. Am un coșuleț, nu mai știu de unde, l-am de foarte mult timp, în care îi pun piureurile. Piureurile acestea îi le dau ca și gustare în momentul acesta, ocazional atunci când suntem plecați pe drum. Se păstrează mult mai bine așa, este mai curat și mai ordonat, zic eu. Mai am încă un coșuleț, o să ziceți că sunt înnebunită cu coșulețele, însă așa este. Cu paste, fulgi de drojdie, am niște clipsuri din astea ori de la Ikea, ori de la Pepco, deci am luat din două locuri. Mi se pare că se păstrează mult mai bine, vedeți? Astea sunt lucrurile deja începute în față. Mai am semințe de chia, carob sau pudră de roșcove, cum o știți, după denumire, și niște semințe de in, pe care nu le-am desfăcut încă, niște paste, la fel le-am legat aici sus cu un clips. Așa, și acestea sunt diverse cereale. Atunci când voi avea suficiente recipiente de sticlă, le voi organiza așa, le voi depozita în sticlă. Am înțeles că este mai bine să facem acest lucru, însă eu le am în caserole de plastic în momentul acesta. Nu știu să vă zic dacă și voi ar trebui să faceți ca mine, doar vă arăt și luați singur decizia. De exemplu, aici am cuscus. Ce vă recomand eu să faceți este să puneți și data de expirare, da? Mi-am decupat denumirea și mi-am lepit și data de expirare. Cuscus. Mai am la fel quinoa. Aici am niște migdale râșnite, înăuntru las și câte o linguriță sau ceva de săpun direct, niște migdale râșnite. Mai am aici fulgi de cocos, destul de puțini, și aici, cred că este invers, niște mei, denumirea este în engleză, cred. Niște mei, din acesta n-am folosit foarte mult sau era punga mai mare, nu știu să vă zic exact. Iar niște caserole, mai am aici fulgi de ovăz, mălai, da, toate nu sunt toate la fel, însă am făcut și eu cu ce am avut, iar un amestec de fulgi de ovăz și are mai mulți, un amestec de 5 cereale, parcă așa se numea, și aici mai am un mix de semințe, da, să văd dacă reușesc să, așa,
de in avem acolo, semințe crude de floarea soarelui, de susan, de dovleac și am scris cu pixul că în mai 2020 va expira, fiindcă nu era scris pe pungă sau am tăiat greșit, nu știu exact. Da. Și las și un, v-am zis, un recipient ceva în interior. Și așa le țin eu depozitate, bineînțeles, într-un raft special, dar v-am zis, nu este suficientă lumină. Tot într-un coșuleț am depozitat și dulciurile, să le zic așa, într-un coș din acesta. Am diverse dulciuri în casă, de care nu ne-am mai atins de mult timp, dar le verific dacă mai sunt bune. Sau, uite, niște batoane de cereale, ele mai bun lui Adi la gustare, la muncă, o ciocolată, napolitane și așa mai departe, semințe, e mai bine așa, ăsta este modul în care stau mai organizate. Legat de lingurițele astea colorate micuțe, nu am găsit alt mod decât să pun într-o pungă din aceasta cu ziploc, le pun pe toate și stau fie așa în picioare în raft, undeva între două lucruri sau așa culcate la fel. Încă un truc de organizare, să zic așa, l-am arătat și într-un alt clip, dar voiam să vă zic că în continuare îmi țin organizate astfel capacele pentru oale și funcționează. Într acest suport de scurs vasele am pus capacele. Îmi este mult mai ușor așa, eu așa îl țin în sertar mai exact și iau fiecare capac, exact capacul de care am nevoie. Ca să mă bucur și de acest spațiu, m-am gândit să-mi pun bureții de vase, lavetele, o perie de biberoane pe care nu o folosim atât de des. Am aici saci de gunoi de două feluri, seturi sigilate, să zic așa, și niște bureți de sârmă, iar în locușorul ăsta mic ce-a mai rămas, am pus sacii de gunoi, seturile de saci de gunoi începute și un burete de sârmă, la fel ce a rămas din alt set. Da, și așa îl țin eu în sertar, chiar vă recomand să vă faceți așa un organizator din acesta de capace pentru oale, dacă nu ați găsit cel puțin până acum nici voi un mod de a le organiza într-un mod eficient. Aici am dulapul din dreapta chiuvetei. În stânga am coșul de gunoi, probabil majoritatea caselor la fel se găsește. E bine, în dreapta am coșul acesta pentru capace, așa cum v-am arătat, iar sus, vedeți, este un spațiu destul de mic, m-am gândit ce să pun. E bine, mi-am pus fundul de tăiat, fundurile de tăiat, așa, le-am pus vertical, am un făcăleț și aici mi-am pus o tavă pe care o pot trage cu ușurință în față, da? Și mi-am depozitat anumite lucruri și anume, o să vă arăt așa în mare ce am acum, niște energizante, un gem, cutii de pateu, la fel ca și provizii, să zic așa. De exemplu, am două cutii de pateu mari pe care le mâncăm două persoane, trei persoane dintr-o cutie, deci ne ajung la fel mult timp. Un pesto, sos de roșii, hrean, o grămadă de lucruri, dar ca idee de organizare voiam să vă arăt așa, să vă puneți o tavă. Dacă nu aveam tava asta și voiam, de exemplu, să iau ceva de aici din spate, mă chinuiam, le dădeam pe celelalte jos, o nebunie. Așa pur și simplu trag tava în față, îmi iau ce am nevoie și este mai ușor. Așa arată și partea de sus a rafturilor mele, mai exact unde îmi țin conservele, o parte din ele, diferite ingrediente, produse, mălai, orez, făină. O să mă urc pe un scaun. Vreau să vă zic că, într-adevăr, sunt înnebunită după aceste cutii. Luate din Pepco la un preț foarte mic, așa zice și soțul meu, că am luat o razna cu aceste cutii. E bine, mi se pare că arată mai bine, așa că eu continui să fac cum îmi place. Haideți să vă arăt aici, prima dată partea de sus. Am pâine prăjită. La fel, dacă rămâneți fără pâine, vă recomand. Este o pâine prăjită luată din Lidl, are 3
rânduri din acestea sau niște pesmeți, dacă vreți. Lipi, tortilla wraps, nu trebuie ținute la frigider, am două seturi. Ok, în prima cutie o să o iau, deci vedeți, pur și simplu se trag mult mai ușor. Am așa, crotoane, ceaiuri, piure, instant și niște rondele de orez, fără sare pentru David. Așa. Cea de-a doua cutie. Aici am depozitat lucrurile care nu sunt începute, da, fiindcă nu le folosesc zilnic. În partea de jos am depozitat lucrurile desfăcute. Mai am aici două pungi de paste, și anume pene, o pungă de spaghete, un set de vasa și o pungă de orez. Astea toate sunt neîncepute. Și am terminat cu partea de sus, da? Bine, aici mai am niște borcane de ulei de măsline, miere și așa mai departe. Aici, în partea de jos, am conserve și la fel 3 cutii. În prima cutie din stânga am așa, mălai, făină, orez, orez basmatic, fulgi de ovăz, niște curtoane, toate sunt punguțe desfăcute pe care le folosesc zilnic, să zic. Deci, întotdeauna am ceva de făcut cu ele. Prima cutie. Cea de-a doua, la fel, cu lucruri începute. Griș, vasa, fidea, vedeți, folosesc destul de mult clipsurile acestea, cacao și mai am aici un tub, acesta este nedesfăcut, de sos de roșii. Un fel de sos de roșii, nu știu cum se zice, o pastă de roșii mai exact. Cea de-a treia cutie este cu ronțănele chipsuri. Două pungi de chipsuri, una desfăcută, una cu alune. Iar aici, ca și provizii, vedeți că am niște piureuri din acestea de roșii, pe care le-ați tot văzut în clipurile mele de cumpărături. Mai am aici jos o conservă de carne de vită sau de porc. Fasole cu costiță, muștar. În spate am mai multe conserve de ton, ba în ulei, ba în suc propriu. Roșii întregi, roșii bucățele, fasole, măsline, aici mai am sos de soia, ulei de susan și niște pahare, dar vedeți foarte bine că se depozitează destul de ușor, nu ocupă mult spațiu și bineînțeles optați pentru conservele care vă plac vouă și care considerați voi că au ingrediente destul de ok. În balcon, pe lângă niște flori, depozitez cartofii ceapa și niște apă și băuturi. Deci am două coșuri din astea împletite, în care îmi țin eu legumele, câteva dintre ele, majoritatea le țin în frigider, însă ce nu țin în frigider le țin în balcon. Am un sac de cartofi, ceapă galbenă, ceapă roșie, câteva nuci și aici jos mai am usturoi. Așa. Astea le țin aici în coș și rezistă destul de mult. În permanență balconul este, geamul de la balcon este lăsat pe spate, așa că este o temperatură mai scăzută. Măsline negre, am așa, noi măslinele să le mâncăm. Sunt niște măsline turcești, 100% naturale. Cutia asta de 1 kg cred că are, nu trebuie ținută la frigider, este sigilat aici deasupra, are un ambalaj în acela de aluminiu, cred, nu știu cum să-i spun. Și mai am în frigider, după ce le terminăm pe acelea, mai am încă una, pur și simplu se agită așa cu tot uleiul ăsta pe care îl are, are un ulei de măsline. Și după aia, din momentul în care o desfac, o țin în frigider. Așa că și astea se pot numi provizii, să zic așa. Ce mai am aici? Niște bere, cremă de whisky, șampanie. Astea sunt rămase de la ziua lui David, fiindcă a fost de curând. Ok, și apă. Vă ziceam într-un clip că mi-am făcut ceva provizii de apă. Probabil vedeți și în spate, avem apă plată, apă minerală. Așa cum am găsit, așa am luat. În mod normal pentru noi, noi folosim izvorul minunilor la 2 litri, dar dacă n-am găsit, am luat și bag din acesta, sticlă din asta mai mare de
5 litri, o să vedeți imediat că mai am încă 4 bidoane în bucătărie. Ok, mai am și niște suc, Pepsi, la fel, rămase de la ziua lui David și, bineînțeles, atunci când mai avem musafiri, desfacem o sticlă. Și apa pe care o folosim pentru cel mic, acuatic, la fel și lui am luat mai multe sticle să avem. Dar, bine, ne vor ajunge minim 2 săptămâni, zic eu, poate și mai mult, dar este cel mai bine să aveți cel puțin depozite sau provizii de apă. Eu asta vă încurajez să faceți și voi. În balcon mai am așa un sertar, un dulap, mai am un loc unde îmi depozitez borcanele. Și anume gogoșari, compoturi, dulcețuri, ulei de măsline, ardei iute, castraveți. Într-un alt raft mai am borcanele mari de murături, dar așa le ținem pe cele mici. Da. Și astea la fel sunt de foarte mare ajutor, probabil fiecare în casă are astfel de bunătățuri. Nu sunt făcute de noi, ci primite de la părinți sau de la socrii mei, de la mătuși, de la țară. Da. Na, uite, ardei iute, de exemplu, facem ciorbiță, luăm un borcan din acesta în frigider și de fiecare dată când avem poftă scoatem și mâncăm. Un borcan ne ține foarte mult, așa că ce vedeți în imagine o să ne ajungă la fel o grămadă de timp.